Bună ziua! Bine v-am găsit la știrile Observatorul. În următoarele 3 minute vă vom prezenta știrile zilei de astăzi, 28 aprilie 2022. Astăzi, Administrația Națională a Penitenciarelor a publicat lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special de conducere vacante din cadrul sistemului administrației penitenciare. Astfel, printre persoanele promovate în funcția de conducători ai unor penitenciare și instituții din sistemul penitenciar este și Viorel Țâmbaliuc, care este noul director al penitenciarului numărul 6 din Soroca. Acesta a obținut nota finală 8,23. Viorel Țâmbaliuc de mai mulți ani activează în cadrul acestei instituții. Întrunită în ședință, Comisia de Examinare a Solicitărilor în cadrul programului Bugetarea Participativă a examinat cele 5 cereri de proiecte depuse și a decis că acestea corespund regulamentului și le-a promovat în etapa a doua, scrie Serviciul de Presă al Primăriei Soroca. Prin astfel de proiecte, asociațiile de locatari și grupurile de inițiativă se implică plenar în dezvoltarea orașului, iar primăria acordă bani pentru realizarea celor mai bune proiecte, 20.000 de lei pentru grupurile de inițiativă și 50.000 de lei pentru asociațiile de locatari. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că, la data de 9 mai, în Republica Moldova nu se va organiza și nu se va desfășura paradă militară. Parada nu se organizează în Republica Moldova de 9 mai. Se pot organiza mitinguri, evenimente pașnice, comemorarea memoriei celor care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial. Sunt lucruri acceptate, potrivite, în forma în care ele sunt pentru comemorare și nu pentru incitare la ură, nu pentru promovarea războiului sau alte lucruri de acest fel, a spus Maia Sandu. Cei 167 de veterani ai celui de-al doilea război mondial, care locuiesc astăzi în Republica Moldova, vor primi o indemnizație unică de 10.000 de lei, la rectificarea bugetului. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, a menționat că resursele financiare necesare, circa 1.700.000 de lei, vor fi alocate din Fondul de Susținere a Populației. Acest lucru urmează să fie făcut în ajunul zilei de 9 mai. La fel, majoritatea parlamentară a decis să majoreze indemnizația lunară veteranilor celui de-al doilea război mondial, cu 300 de lei, de la 951 de lei până la 1250 de lei. Atât pentru astăzi. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul observatorul.md. O zi plăcută în continuare!